Femeia în vârstă de 53 de ani și-a înjunghiat concubinul cu 10 ani mai în vârstă după o ceartă mai aprinsă. Bărbatul a ajuns în cele din urmă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău, cu răni grave în zona abdomenului. Bărbatul a fost introdus de urgență în sala de operație pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale. În acest moment, bărbatul se află pe secția de terapie intensivă, este stabil și va rămâne în continuare internat sub atenta supraveghere a personalului medical. Femeia, care este infirmieră în cadrul secției chirurgie plastică a Spitalului Județean Buzău, trăia de mai mulți ani în concubinaj cu bărbatul de 63 de ani. În ultima perioadă, spun vecinii, cei doi se certau tot mai des. Femeia este acum cercetată de către polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Pe perioada cercetărilor, ea se află internată la Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru măsuri de siguranță, Săpoca.